O parte a delegației Moldovei la Jocurile Olimpice a plecat astăzi cu noaptea în cap la Londra. Halterofila Cristina Iovo s-a împiedicat chiar la intrarea în aeroport, însă a reușit să evite vreo accidentare. Chiar dacă a pășit cu stângul, antrenorul halterofilei de 19 ani speră că eleva sa va avea o evoluție bună. Așteptăm o evoluție reușită și să arătăm a ceea ce am depus efortul pentru un rezultat. În afară de Iovo, la Londra au făcut deplasarea în această dimineață ciclistul Oleg Bedros și atleta Elena Popescu. Primul s-a pregătit de olimpiadă în Columbia, iar Popescu a fost în cantonament la Brașov. Надеюсь выступить на все 100 и порадовать нашу национальную сборную. Ne-am antrenat la latitudine. Sper că antrenamentele își vor arăta rezultatele. Până acum, la Londra au plecat 8 din cei 22 de sportivi care ne vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice. Ceilalți reprezentanți ai Moldovei, printre care Sergiu Toma și Anatol Cârâcu, vor face deplasarea în Anglia zilele următoare. Ceremonia de deschidere a Olimpiadei va avea loc vineri. Primul sportiv moldovean care va intra în concurs va fi Dan Olaru, care va concura în proba de tir cu arcul.